Salut! A trecut ceva timp de când am mai fost pe aici, pe YouTube, dar sper să revin înapoi, cel puțin pentru videoclipurile legate de Sims 4. Știu că au ieșit foarte multe în ultima vreme și știu că nu am mai apucat să mai postez nimic, dar a fost o perioadă foarte încărcată, am avut nevoie de o pauză, așa că am decis să revin acum, în perioada în care Sims 4 s-a făcut gratuit, pentru că am zis că e o oportunitate bună să revin cu un videoclip legat de Sims 4, deci să îi dăm drumul. În videoclipul acesta voi vorbi doar de faptul că Sims 4 e acum gratuit pe Origin sau pe aplicația EA Games. Aș recomanda EA Games și cred că prin asta am să vă și arăt cum să descărcați jocul, dar voi menționa că există și o versiune nouă de a instala toate expansiunile gratuit. După cum știți, cu asta mă ocupam pe acest canal. Singura problemă e că în ultima vreme YouTube a cam început să-mi șteargă din videoclipurile legate de chestia asta. Așa că a trebuit să mut o mare parte din videoclipuri pe ceva gen Google Drive. Încă încerc să găsesc alternative momentan pentru chestia asta. Dar în acest videoclip vom vorbi în mare de faptul că s-a făcut gratuit. Unde puteți găsi videoclipurile mele anterioare și cum va funcționa chestia asta de acum încolo și încă un anunț pe lângă, dar voi ajunge acolo la final. Ok, în prima fază, după cum spuneam, aș recomanda aplicația de EA App for Windows, de unde să descărcați Sims 4 acum gratuit. Deci, ca să ne înțelegem, doar versiunea de bază de Sims 4 s-a făcut gratuită și nu va veni cu niciun DLC sau expansion sau stuff pack și așa mai departe, dar există o modalitate nouă de a le obține gratuit și faptul că versiunea de bază s-a făcut gratuită ne va ajuta în situația asta pentru că vom avea nevoie de ea. Singura chestie pe care aș recomanda-o ar fi să nu încercați să faceți chestia asta cu contul principal de Origin sau EA, pentru că vor exista niște riscuri, evident, având în vedere că veți avea acces la toate cele DLC-uri și expansions gratuit. Iar ce am să fac și eu e să îmi creez un cont nou pentru chestia asta și să vă arăt ce aveți de făcut pentru a descărca versiunea de bază. Iar într-un videoclip ce va urma în următoarele zile, vă voi arăta și cum să obțineți aceste DLC-uri. Ok, va trebui să vă descărcați aplicația EA, pur și simplu intrați pe ea.com sau pur și simplu căutați EA App pe Google și o să vă dea pagina asta. Îi dați download the EA App, după care pur și simplu o instalați și după ce ați instalat-o, se va deschide ceva de genul. Acum eu ce am să fac e să îmi creez un cont nou pe aplicație prin care am să iau Sims 4. Va trebui să vă faceți contul atunci când vă înregistrați pentru prima dată, mai ales dacă vreți și voi să încercați chestia asta cu un cont nou și nu prin contul vostru principal. Ok? După care vă va loga automat. Veți primi un username random pe care îl puteți schimba, cred că din setări, probabil. Dar nu o să am nevoie de chestia asta. Așa că ce am să fac e doar să descarc Sims 4 de aici. Ok, și o să-i dau download. Și va trebui să îl instalez undeva la mine în PC. Acum, ideea e că pentru cei ce aveți deja Sims 4 instalat, chiar și cel cu toate versiunile și așa mai departe, aș sugera să faceți voi același lucru, să începeți cu o instalare fresh, cu jocul original prin EA sau prin Origin și după cum spuneam, în următoarele câteva zile va urma un videoclip în care vă arăt cum să folosiți versiunea originală ca să aveți acces și la celelalte DLC-uri. Ok, și pentru că aveți nevoie de o instalare de la zero de data asta, vă sugerez să vă dezinstalați jocul anterior și să vă salvați tot
ce aveți voi deja prin joc, toate familiile și așa mai departe. Și pentru a face chestia asta, puteți să intrați în My Documents în primul rând, ca să vă salvați acel fișier. În Electronic Arts, aici ar trebui să fie folderul The Sims 4. Eu l-am mutat deja pe al meu de acolo. Nu m-am gândit că va trebui să vorbesc de chestia asta. I-am dat click dreapta și apoi cut sau tăiere și pur și simplu l-am mutat în altă parte la mine în calculator, cum ar fi în D. Și vom folosi salvările acelea mai târziu când le vom pune înapoi în joc, pentru a ne asigura că nu ne pierdem progresul, familiile și așa mai departe. Bun, odată ce ați făcut chestia asta, puteți să dezinstalați și jocul și puteți face chestia asta din control panel sau din panoul de control pe care îl puteți găsi din start. Apoi puteți intra în Programs and Features, căutați Sims 4 în listă. După cum spuneam, l-am dezinstalat deja pentru că nu m-am gândit că o să vorbesc și despre chestia asta. Dați click pe el și dați Uninstall sau dezinstalare și așteptați până se dezinstalează. În cazul în care mai rămânesc cu ceva fișiere din joc prin calculator, căutați acolo unde știți că a fost instalat, la mine știu că era aici, și văd că încă am folderul cu toate DLC-urile pe care îl voi șterge de aici și asigurați-vă că îl ștergeți și din Recycle Bin sau din coșul de gunoi, iar apoi puteți începe instalarea de la zero. În principiu, doar asigurați-vă că nu mai aveți nimic legat de Sims 4 în calculator, în afară de salvări pe care le-ați mutat din My Documents Electronic Arts în altă parte prin calculator. Poate să fie și pe desktop, poate să fie și în alt drive, unde vreți voi. După care vom alege unde vrem să instalăm jocul. Și asta fiind versiunea de bază, nu va trebui să faceți nimic legat de antivirus încă. Partea asta va veni în următorul videoclip. Așa că puteți alege unde vreți voi să instalați jocul de bază original, după care îi puteți da click pe Next și apoi Download. Acum, depinde de viteza voastră la internet, jocul de bază are 20 de giga, deci va dura, nu știu, pentru unii poate să dureze și jumătate de oră, pentru alții 2 ore și așa mai departe, deci va trebui să așteptați până se instalează versiunea asta, după care veți putea folosi următorul videoclip, după cum spuneam, pentru a vedea cum să descărcați și acele DLC-uri gratuite. Iar între timp ce jocul meu se descarcă, am spus că o să vă arăt unde am mutat tutorialele anterioare, pentru că unele din ele au fost deja șterse de pe YouTube. Acum, nu prea am știut unde să le pun, eram în grab atunci când YouTube a început să le șteargă și am vrut să le descarc pe toate de pe YouTube și să le încarc undeva, să știu că le pot păstra acolo mai mult timp. Așa că le-am pus pe Google Drive, dar din câte știu, pe Google Drive există o limită de vizualizări sau o limită de descărcări, ceva de genul. Am dezactivat descărcarea pentru aceste foldere. Puteți doar să vizualizați tutorialele, ceea ce n-ar fi o problemă, numai că sper să nu existe și o limită de vizualizări sau ceva de genul, pentru că atunci ar trebui să găsesc o altă modalitate de a vă arăta aceste videoclipuri. Și bineînțeles, pe YouTube nu cred că o să pot să le mai încarc. Chestia pe care am să o fac este să creez un videoclip de fiecare dată spunându-vă că am filmat ceva pentru cea mai recentă versiune de Sims 4 și o voi încărca probabil în folderul de Sims 4, la fel ca și restul tutorialelor, iar pe YouTube va fi ceva foarte minimalist de genul hei, a apărut un videoclip nou cu un tutorial pentru ultima versiune de Sims 4, puteți intra aici să îl vedeți. Și sper că asta ar fi destul pentru YouTube să nu o ia razna și să șteargă videoclipuri în stânga și în dreapta, teoretic. Va trebui să așteptăm și să vedem. În orice caz, ăsta a fost anunțul mai mare pe care am vrut să vi-l comunic, dar ar mai exista un al doilea anunț și acela că acum 2 ani, cam în perioada după ce n-am mai postat nimic legat de Sims și în general n-am mai postat nimic pe YouTube, noi ăștia din
grupul de pe Facebook de Sims, ne-am gândit să creăm un server de The Sims România. Nu am avut oportunitatea să vorbesc despre el pentru că n-am mai postat în ultimii 2 ani nimic de Sims. Doar cei din grupul de Facebook știau de el și ar fi fain să avem mai mulți oameni care intră și să înceapă lumea să vorbească prin server din nou, pentru că momentan e cam mort, teoretic. Speram să pot să vă vorbesc despre server de mai demult, dar pentru că n-am mai postat, n-am avut cum. În orice caz, voi lăsa un link cu invitația de a intra în server. Aici puteți să puneți întrebări, aici mă găsiți și pe mine dacă aveți nevoie să luați legătura legat de vreo problemă pe care o aveți cu jocul sau, eu știu, cu alte jocuri sau dacă aveți nevoie de orice altceva, de exemplu unde să găsiți alte jocuri și așa mai departe, puteți să o faceți aici, nu e nicio problemă, așa că toată lumea e binevenită pe server și sper să văd cât mai mulți dintre voi pe acolo. Și după cum spuneam, va trebui să filmez un al doilea videoclip în care vă explic cum să luați și toate DLC-urile. Sper că ideea mea să funcționeze cu tutorialele legate de Sims de acum încolo. Vom vedea. Dacă nu, găsim noi o altă modalitate, nu e nicio problemă, dar până una alta să vedem cum va funcționa așa. După ce s-a descărcat jocul și s-a și instalat, puteți să-l deschideți direct din EA sau de pe iconița creată pe desktop. Asta e instalarea versiunii de bază pentru Sims 4. După cum am spus, va urma și un alt videoclip. Nu prea știu pe unde o să-l încarc. Cel mai probabil pe Drive și un videoclip foarte scurt va fi încărcat pe YouTube pentru a vă anunța când e gata și să vă dau linkul în descrierea acelui videoclip, cum să accesați tutorialul legat de descărcarea tuturor DLC-urilor. Aparent ne ajută Emily să descoperim jocul, dar noi ăștia veteranii Sims 4 nu cred că mai avem nevoie de Emily. În orice caz, cam asta e cu instalarea. Și o să ne auzim în curând cu un tutorial pentru cea mai recentă versiune. Din nou, nu uitați că aveți nevoie de versiunea asta originală pentru aceea și cel mai bine ar fi să faceți chestia asta cu un cont separat de EA și nu prin cel principal, pentru că îl vom folosi ca să accesăm și galeria. Dar bineînțeles, puteți adăuga jocul și în librăria personală de pe contul vostru. Numai că nu aș recomanda să și jucați jocul prin acel cont. În orice caz, eu vă urez distracție plăcută și ne vom auzi într-un videoclip foarte curând.